v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Casa ta de vis. Sunt arhitect Gabriel Georgescu și pentru astăzi vă propun să dezbatem întrebarea: un apartament la bloc în oraș sau o casă în căutarea liniștii pe un teren aproape de natură? Pentru a elucida această dilemă, ne-am deplasat la 6 km de Ploiești, în localitatea Păulești, unde l-am alături de mine pe domnul Stelian, a cărei casă frumoasă o puteți vedea în spatele nostru. Cum a fost determinat construcția acestei case? După ce ne-am hotărât să facem această casă, având în vedere că stăteam într-o zonă unde era destul zgomot și stresul circulației și al aglomerației, având teren disponibil în această locație, ne-am hotărât să ne facem o casă. E liniște și aer curat, o să trăim mult mai bine. La vârsta pe care o avem noi, nici prea înaintată, nici prea... Cum ne-am cunoscut? Începutul a fost cu tehnologia, internetul, am intrat pe site-ul dumneavoastră, ne-am ales de acolo casa pe care am văzut-o și care seamănă cu ce am făcut. V-am contactat și restul. Cum vi s-a părut colaborarea noastră? Colaborarea mi s-a părut una normală ca între beneficiar și proiectant, da? Deci, normal. Cum ați procedat dumneavoastră, a fost foarte normal. Ați venit în întâmpinarea cerințelor mele, modificările pe care le-am cerut la proiect, pentru că dumneavoastră aveți acolo proiecte frumoase, dar fiecare persoană vrea ceva să personalizeze, să zicem, casa. Eu zic că am colaborat foarte bine, de la bun început, de când v-am dat tema și până acum câteva zile, când mi-ați dat ultimul referat pentru recepția ceea ce casei. Ați văzut dumneavoastră aici. Așa ca și sfaturi pentru viitorii beneficiari care vor dori să-și construiască o casă. Să nu ezite să vă expună tot ce doresc ei, să aibă casa pe care o vor construi. Discutam un pic mai devreme despre materiale, că nu ați făcut rabat la materiale de bună calitate și acest rezultat se vede și practic aveți o casă pasivă, o casă cu consumuri mici, cu întreținere redusă. Asta și după ce am făcut certificatul energetic și specialistul care s-a ocupat de treaba asta, deci om cu calificarea necesară și autorizat, bineînțeles rezultatul a ieșit între cele mai bune, adică grupa energetică A, și sper asta se vadă și în buzunarul meu de acum încolo, la cheltuielile de întreținere, pentru că nu e o casă foarte mică și ne așteptăm la niște costuri care să le putem suporta. Cu siguranță și... va fi o casă economică. Tot efortul, toate calculele, toate materialele puse în operă. Da, încă de la un început am discutat cu echipa care s-a ocupat de construcție și de asta, să nu, în momentul în care puneam întrebări, de care material folosim, de care... Eu nu sunt specialist în construcții civile, în construcții de casă sau chestii de genul ăsta. Am mers și l-am spus exact, băi, mergeți pe ce e mai bun, ce știu și eu, certificat ca fiind material bun. Domnul Stelian, să ne povestiți un pic despre compartimentarea casei. Cum ați văzut organizarea ei și distribuția pe cele două nivele? După discuții în familie cu
soția și fetele mele. Ne-am hotărât la o sufragerie generoasă, luminoasă, cu geamuri destul de mari. O bucătărie la fel generoasă, pentru că bucătăria este universul soției. Și locul cel mai intim al casei, aș completa eu, unde se discută problemele cele mai importante de viață. Așa. Și la zona de parter mai este un dormitor și două băi, o baie mai mare și o baie de serviciu. Etajul este prevăzut cu trei dormitoare și două băi, două dressing-uri și cam asta e tot. Și un balcon. Este o casă cu de toate, în concluzie. Da. Mai ales că aveți și dispunerea optimă față de punctele cardinale. Practic este, așa cum ați menționat, o casă însorită permanent. Da, toată ziua primește lumină naturală pe fețele principale, cum ar veni. Asta este un motiv în plus de a crea o anume stare de locuire, o stare de bine, o stare de împlinire sufletească. Da. Cont că suntem într-o zonă foarte frumoasă din punct de vedere natură, suntem pe un teren în pantă. Îmi povesteați că a avut un impact în zona în care ne aflăm. Practic se opresc și fac poze cei de pe stradă. Da, am observat chestia asta că nu numai vecinii sau trecătorii care sunt în tranzit la noi pe străduță se opresc și se uită. Nu știu cât de mult e meritul meu. Meritul meu este că am ținut, să zic așa, la toate detaliile pe care au fost date în proiect și în simulările pe care le-ați făcut dumneavoastră. Deci, meritul meu, să zic, 10% că am ținut cu tot din adinsul la constructor să nu se abată de la chestiile astea, să respecte până și coloritul din pozele care au fost simulate pe calculatorul la dumneavoastră și care mie mi-a plăcut foarte mult și să zic că asta face. Și pentru mine este o casă cu care mă mândresc și e o împlinire a tuturor. Iar pentru cei care ne urmăresc, importante sunt, așa cum menționam, detaliile casei, îmbinarea dintre formele rectangulare, formele ascuțite ale acoperișului, cât și formele blânde ale ferestrelor, ale golurilor practicate pe fațade. Aș menționa atât golurile și formele acestora, cât și culorile corect alese și care caracterizează și așează această construcție în locul potrivit. Că tot vorbeam despre avantajele unei case față de locuirea la bloc. Cum vă simțiți că acum vine primăvara și această grădină vă va oferi ceea ce ați așteptat? Deocamdată la grădină mă am de muncă. O să fie mult mai frumos în momentul în care aici o să fie, în toată această zonă o să fie gazon și pomii o să crească, pom pe care de-abia i-am plantat. Dar totul cu trecerea timpului o să așeze și o să fie din ce în ce mai frumos. Normal că aici, undeva în mijlocul verdeții, sub pom și așa, te simți mult mai bine, mult mai liniștit decât stând într-un balcon la bloc, nu? Categoric. Unde îți cântă vecinii de peste stradă, se aud tramvaiele trecând, iar aici îți cântă, știu și eu, păsările și
mult mai frumos, mai liniștitor. Ceea ce este de menționat că pentru a ridica o astfel de construcție vă apropiați de costurile achiziționării unui apartament de 3 sau 4 camere într-un complex de locuit. În final, credeați că imaginile acelea, simularea pe calculator, va deveni realitate? Dacă nu aș fi crezut, nu apelam la dumneavoastră. Mulțumesc mult! Nu apelam la dumneavoastră. Și, cum spuneam și mai înainte, am ținut ca fiecare detaliu de acolo să fie transpus în operă pe casa. Vă mulțumesc mult de tot și să stăpâniți sănătoși casa, să vă bucurați de ea. Doamne ajut! Doamne ajută! Și cu această emisiune a noastră a luat sfârșit. Pentru mai multe case și mai multe idei, vă invit să urmăriți site-ul www.arhitectgabrielgeorgescu.ro, cât și pagina de Facebook.